Bună, sunt Cristina, sunt alături de Alex de la Viitorul. Bun, Alex. Bun. Ce părere ai de meciul din seara aceasta? A fost un meci bun din partea noastră. Am putut să trecem toți pe lista marcatorilor. Adversarii au fost unii modești și la pauză a fost top 2 pentru noi. Povestește-ne puțin din punctul tău de vedere cum s-a desfășurat prima repriză. Prima repriză a fost bună. Am condus 3-1, după aia băieții au dat semne de revenire, numai că ne-am distanțat ea. În a doua repriză? În a doua am fost distanțați cu mult față de cei de la Arabs. Ce părere ai de băieții de la Arabs? Ce au avut în minus în seara aceasta? Păi n-au avut devotament, n-au avut nici măcar onoare. Echipa ta cum s-a descurcat pe teren în seara aceasta, ești mulțumit? Nici noi n-am fost străluciți, dar am fost omogeni. Sunteți mulțumiți de acest rezultat? Da, că rămânem pe acest loc 4, care îl dobândim. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare. Bun. Seară bun. Nu uitați să dați like paginii Liga Prieteniei, să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com. Să le mulțumim sponsorilor de la Civitas Stars. Vă pup, o seară bună!